Probleme au fost și la zborul către Regatul Unit. Pilotul a decis atunci să aterizeze la Doncaster din cauza condițiilor atmosferice. Pasagerii au fost apoi transportați la Liverpool. Cei care doreau însă să ajungă la Craiova nu au mai putut face acest lucru, pentru că de la Doncaster pilotul a revenit cu aeronava goală pe aeroportul din Craiova în această dimineață, în jurul orei 3. Compania aeriană a oferit pasagerilor posibilitatea reprogramării gratuit pe alte zboruri, rambursarea banilor sau cazare până la următorul zbor.